Заходите. Говорите. Длины? Да. Два. Семь лечков. Что-то еще? Я как стою, ему подкиш гол. Я теперь. Да, да, и никуда дальше. Подкиш гол. Да? Да. Да, сейчас у поездишься, Андрей. Se numește Lenin. Lenin? Da. Ha? A fost copil și Lenin. Da. Știți voi cine e Lenin oare? Cine e Grigore Gheorghe? El ni stea îndrumătoare. El ni tată, ni bunel. Și un om mai bun ca el nu-i. Și n-a fost niciodată, nicăieri, în lumea toată. Asta cu fierbe încă, dar eu n-am și-o luat. N-am și luat, n-am să iau cu mâine, nu? Da, chiloții, fără cu părere. Deși... Deși există cafea cu miere? Când n-ai zahăr, există și cafea și cu miere. Da? Da. Eu azi am să beau cafea cu miere. Dar cum spune? Mai întâi cafea și apă după asta miere? Sau mai întâi apă și apă după asta miere? Mai întâi ăștia spun la loc. E la loc potrivit le-ai pus. Dacă încurge miere pe masă, ce înseamnă? Asta înseamnă că... Tu, bă, trebuie să te uite și trebuie să ai gata țângură. Dar știi că este așa fișcă, că încurge sarea pe... Și ce îți încurge, dacă încurge miere? Tot te cerți, precis. Tot te cerți. Te crezi cum, tu prăvii. De ce m-ai mințit? De ce m-ai mințit? Eu nu te-am mințit, eu ți-am spus exact ce aici mi-a spus tipul. Pune adevărul, ți-am spus! Asta e adevărul. Care? De ce vii așa de târziu, în general? De ce vii atât de târziu? A fost frică. Frică? Frică de cine? De tine. Asta e adevărul. Ce față ai tu? Tu uite-n oglindă. Tu știi, uite-n oglindă, îți vezi ce față ai. Tu știi? Tu știi și fața. Nu te greșe textul. Uite-ne aici. Vin în coa. Și vin în coa. Come to me. Come to me. Ia vin în coa. Vin în coa. Ia vin în coa. Și replică cu era. De ce? Asta așa, asta e adevărul, da, da, da. Ei nu repeta de 4 ore. Ca pe că nu repeta de 4 ori tu. Dar uite în oglindă și cum pot trai. Că de altă dată, când aș vă urcați, eu n-aș vă mai da voie în trolebut. Da. Aici cine a urcat, achităm taxa. Aici, băiței. Aici cine a urcat, achităm taxa. Aici, în față. Din 51. La ora 5, la ora 3 trebuie să mă scol. Eu la ora 4 de-am trăsit un troleibuz, trec comisie medicală.
o trec, narcologul își răbde la lucru. La ora 5 eu de-amă trebuie să ies la rută fără 10 unii, eu nu știu ce rută, 17 cred că să fiu mâine. Azi lucrez până la ora 8, răspăin și să mai dau casa, e ora 11 și mă dimineața la ora 3 de noapte trebuie să mă scol. Dacă n-are cine lucra, dacă îi plătesc la noșii, dacă tu te duci, eu pe luna trecută am avut 280 de ore. Și am primit salariul la 4.000, am primit. Dar până lucrat, eu am avut 3 zile de odihnă numai toată luna, vă închipeți, dar eu m-am scolat 3 de noapte și până la ora 9 seara. Это получается четверг. Да, мерзи. Мерзи? Ай, мерзи. Когда? 8 ровно или? 8. Ну все, давай тогда. 8, 29-го я тебя жду. Как зовут тебя? Лили. Бум, Лили. Все, ты уже знаешь, куда приходить сама. Все, там ротодром. Все. Так, это Коста. Усут Шабзеч. Да, мерзи. Мугуриж умеет в патине. Вон, ай. Стой. Спасибо, да-да? А? Да-да-да-да, спорт. А ты как хотел? Вот оно. Тяжелое. Жить киносом. Да, тяжелое время. Тихо, идем. Да. Возьмем клак. Важно. А Зоря зовут? Дочь, хоть причис. Пойдем. Odată, an, odată, toată viața ești soacră mare. Nu, la trei nariaduri, să am și la cale, și la nuntă, și la cununie. Am o stăpână și duci psihotare și eu lucrez la tăsa doamna hazeaica. Și ne-o dat două nariaduri frumoase. Vezi, Tarica, de păr. Să-mi fac vreo mască ceva de la păr. Mă înțeleg, dacă speli cap cu șampon de cal, a fost schitare, e bun, e tare, la noi pierde. De ce? Șampon de... Șampon de cal spal cai. Și ala e bun șampon. Lășădină te mișă, da? Lășădină e silă? Da, da. Dacă lășădină e silă, e tot de... Da, da, și părăți dacă asta e drept, pietrilor. La noi pietre sunt folosesc așa ceva. Și vreau să mă curățesc, am așa să arăt și de la cărochea la mine. Svobodne linki. Așa vin nici rozuvă, dar nici roșie. Așa mă pe asmult pe lac. Nu se face pe lac, se face cu gel. Cu gel, da, da. Eu nu știu la tașă, după. Она не делала никогда. Никогда же, первый раз, что я. Потала мне кенге, когда вижу солей, сразу кушать надо. Картошка, лук, морковка. Мясо, без мяса не могу кушать. Надо села. А сейчас немножко красота. Вот это, ан, вот это, ты это вяца ешь сокра маре. Thank you.
Seminarele instructive în tehnici și metode de căutare de muncă se desfășoară joi pentru vorbitori de limba română, joi la 10:30, pentru vorbitori de limba rusă, luni la 13:30. Da, să aveți și un pix, fiindcă angajatorii se prezintă cu formulare de CV-uri a lor sau cu anchete. Și atunci, după ce dumneavoastră ați discutat cu un angajator, cu al doilea, cu al treilea, cu al patrulea, da? Și eu gândesc că din 50-100 de angajatori găsiți un angajator care o să fie acceptat persoana dată pentru angajare. Adică trebuie să fim activi. Da? Dacă vi s-a spus că vă prezentați la angajatorul X mâine la 9, ce facem? Noi suntem la angajatorul dat fără 5, fără 10, 9. Da? Cu ce? Cu actele necesare. Care acte? Carnetul de muncă, certificatul de studii, buletinul de identitate, certificatele pe care noi avem cursul de perfecționare, da? Și nu luăm sacoșele și copiii cu noi, da? Soțul, soția sau prietena sau prietenul și ne ducem, nu luăm, da? Dar ne ducem, așa cum am spus. Scopul nostru este care? Căutarea unui loc de muncă. A fost clar tot? Am vorbit foarte repede? Nu. Короче, в армии, блин, я прожег бушлат. Как прожег? Ну, на эту, блин, на печку. Мама принесла вот такой бушлат, блин, в мазуте его простирали. Представляешь? Вообще, это хороший бушлат, это вообще афганский. Именно, ну как, российский. Дрова именно прикольные для шашлыков. Вот за неимением шашлыков будем на них готовить рис. Нормально. Игра история, Шам. Индуска. Он картельму царугал Дмезео, мы тут. Tot viața lui s-a rugat Dumnezeu și întotdeauna caută un învățător care se lămurească mai departe sensul lor de viață. Și mi-a bine că a găsit un învățător în India, nu știu nu. Știți că învață-mă te pe mine să-L iubesc pe Dumnezeu. Da, așa nu răspunde. Dar tu vreodată în viața ta ai iubit pe cineva? Da, el zice că eu nu pot să iubesc pe nimeni, că eu nu mă bucur de toate plăcile astea lumești, de toate astea bunătățile astea. Eu vreau să-L iubesc pe Dumnezeu, să găsesc calea spre dâns, știi? Și așa, și băi, încă o dată, tu vreodată pe cineva te-ai iubit? Deci că nu, n-am iubit. Apoi că tu mai întâi trebuie pe cineva ta să-L iubești și apoi, asta prima scară care trebuie tu să o treci, mai întâi să-L iubești pe cineva. Mai apoi, adică trebuie tot să treci prin toate lucrurile astea, știi? Interesant scrie. Du și iubește-o, să zici că du-te tu și iubește pe cineva, așa păi să iei.
всегда получилось вкуснее, чем вчера. Не, вчера очень вкусно ха получилось. Главный ингредиент не был. Главный ингредиент – это голод. Голод? Это самый главный ингредиент. Вчера кушали, да. Без него ничего не получится. Для того, чтобы провести, как проводится вообще дегустация, мы все знаем. Но самое главное на дегустации, чтобы человек пришел с хорошим настроением. Если нет настроения, тогда нам не будет нравиться и вино не понравится. Поэтому в первую очередь настроение. На белом фоне смотрите цвет, определяете прозрачность. Цвет очень красивый, немножечко такой, хватает ему небольшой зеленоватости, но, в принципе, цвет очень хороший, вино прозрачное, хорошая прозрачность. Значит, вот вы делаете на столе вращательное движение, кто уже умеет, делает в руках. Вы увеличили площадь испарения вина в бокале, определяете аромат, просто вдыхаете. Есть разные варианты, вы можете вдыхать в удалении от бокала, опустив нос в бокал. Чудесная фитяска, дюшесные ароматы такие конфетные, замечательный барбарис. Ой. Они из конфет его делают, да? Теперь делаем один глоток, смачиваем все рецепторы. На языке рецепторы расположены неравномерно. Здесь сладкое, здесь горькое, здесь кислое и соленое, поэтому вы должны все рецепторы смочить, чтобы сделать жующее движение небольшое такое. Если вы сможете проглотить вино, чтобы не коснуться края языка, то вы его сладость не почувствуете. Но это невозможно. А ваша задача противоположная. Вы должны максимально смочить язык вином, чтобы все рецепторы задействовались, чтобы вы почувствовали все, что в вине есть. Поэтому некоторые люди говорят, что у меня это вино кислит, а другой говорит, мне оно горчит. Оно, видно, попадает на разные... Да, конечно. Точно, да, слушай. Да. Оно мне не кисло, а то говорит, а мне горько. Да. Да, да. Потом он вместе с воздухом его прожевывает, чтобы задействовать рецепторы носа второй раз, чтобы почувствовать аромат и все остальное. Да, да, да. Вы сможете ополаскивать бокалы после дегустации. У вас есть емкость для слива. Вы не должны забывать, что не обязательно все выпить до самого конца. Ну, как черевики, как они называются? Нет, не как черину, они высасывают это крови, которая плохая. Пиявки. Да, пиявки. Вот у меня, когда я была ребенок, у меня 10 лет было, вот эти пиявки у меня высасывали, это плохое крови. И теперь у меня... Где вы их нашли? Я там есть, на озере есть. Я знаю, где я должна была в этом году поехать. Это самое, так и собралась, так и не поехала. Это далеко куда-то ехать? Нет, ну, там 50 километров. Надо будет поехать как-то с вами. Ну вот, надо, чтобы вы взяли мой номер телефона. Ну, только на следующий год уже, если да, будем... Да, на следующий год. Дайте, я напишу вам. Я вас буду держать. Не надо мне держать, я уже... Вы как варяг? Да, я как Димовочка. Я как Димовочка. Собираюсь, может быть, и уже договорилась с водителем, чтобы сдавать кассу. Потому что завтра в 3 часа, не, утром вставать. В 3 часа, представляете, а я в 4 часа уже должна быть, это, должна пройти нарколог. И в троллейбусе уже в 4 часа потом... А нарколог принять? А как же? Да. Да. А я же разговариваю с вами, я же не должна быть под этой самой. Да, я должна быть в форме, и вас, нас проверяют, отмечают на путевке,
Потом уже мы выходим на линию. А если не в порядке, значит и тебе. А если нет. Кто после этого сидит дома? Или да, отправляешь, ты, тебе снимают 100% премия. Да, снимают. Премию снимают, и остаешься без ничего. Только за, на часы, сколько ты заработал. Да, да. Și în arșe mă ghin la oameni, nu-ți faci. E pentru că își fac și greu, ești așa. Eu am fost 4 ani de președinte de om. Eu cunosc lucrul ăsta de la și până la. Dar totuși așa cum mai nu de azi nu a fost. Nu a fost. Ce lucru de fapt? Am dus și mereu? Mai rău la țară. Doamne, crezi ce e acolo? Acces mare la plămâni sau mai știu de cine acolo, că am început să tușesc strașnic. Și într-o bună zi, noapte, ca seara, tușind așa, ești tot bățin bucățică de carne. Și mă bucurați, domn Valeriu. Așa, bărbătești, nu? Eu încă nu știu tot. Domnul Valeriu, sunteți de acord la tratament. La investigație, în sens. Сейчас урежем. Мой жос. Да. А мы хотим трав. А реднешти экстрасы для томографии помпезать. А мне будет эксерокс. Вини чья варя пили с фака. Да, но матерок не тяни, а рынки проблема. Бон? Да, мерси. Ха. Этажом ты беру тут патрон. Фаши только 3 эксерокопии. Шерик, где на то? Thank you.
Începând din martie s-a ridicat tensiunea, adică lua la spital de cei cu microinsult, s-a luat la spital, pornea cu un curs de recuiere, venea acasă, dar vă câteva ori avea așa, parcă cădea în com. Știți cum, vă câteva minute își pierdea cunoștințele și mă mișe gura, adică chestii de astea. Și l-a luat la spital și îl ținea cu microinsult. La cap ceva s-a făcut, investigație? Nu cred. Văzut cum trece și tot asta, de aia nu trece ca tratament de un posibil de un tratament chimioterapeutic. Însă, starea pacientului care foarte este bine. Acum nu ne permite de face absolut nimic. E slab de tot. E slab de tot. El, orice injecția noastră pentru dânsul e egală cu... Și la strâns cartoafe, și la strâns paclăjei, și la strâns pepeni, și la strâns chetri, și la... Eu bani fășem, adică să fășem... La Rusie sau la Italia? În Franța, și în Italia. Numai că puteai strângi banul și ala, dar pentru banul și ala ți ieșe, nu știu cum, pentru 400 de euro, pe luni de zile. Fără zile de odihnă, dar nu mai era vorba că dacă să te îmbolnăjești, să audă că tu ești bolă, nici nu se discuta, nici nu se discuta. Nu, eu și ei să mă duc, eu mă duc, eu să mă duc ochii închiși. Nici nu mă uit, nu de atâta că, mă rog, vrei să te duci undeva peste hotare, că acolo ghinic, dincolo ghinic. Faptul că... Înțelegi, noi aici nu trăim. Noi aici supraviețuim, adică o chestie care... Eu nu zic, mă rog, doamne, vrei la noi lucru, e greu și vrei să te duci undeva mai la ușor. Peste tot locul e greu, peste tot locul trebuie să lucrezi, dar măcar știi că... Dar aici, înțelegi, noi așa e tot... E un haos, lucrăm așa e tot haotic, nici... Vreți, primești și te uiți, parcă săptămâna trecută ți-a ajunge, dar săptămâna asta nu-ți mai ajunge. E tot, e mai frumoasă viața în Europa, dar nu te-ți poți duc acolo. Surtu și tăzi din Moldova în Europa, pe cine rămâne și trăiască. Смотри, прям скотч.
înțeles. Păcătica. Deci, deci. Eu tot vreau să nu spun. Deci eu puțin am rămas. Dar ne ajunge. Ce-o ajunge. Ia, na. Stai. Ne spun. Ce vrea prima la vișeu? Cine prima? Vine așa la prima. Noi am două, doi. Nu, noi am două. Așa încă ea. Ce cu ce mă? Ce cu ce mă? Da, acum i-am uitat. Păi, dar unde erai ce mea de pijama? Asta e dama cu înghețată. A, dar nu, aici apă și nu v-au scăpat. Da, și vreau să mă înghețat. Nu, Tu cum cât ai ieșit? Nu, și încă o dată spate. Stai, nu. Da, nu, face sari, dar nu. Da, eu dam noapte bună zi. Vise plăcute și salte. Gata, noapte bună. Noapte bună, mami. Noapte bună, mami. Vise plăcute, lutoi. Se închidem lumina? Nu. Da. Se închidem lumina. Chiar că învălești. Se închidem lumina. Da, închidem lumina.
Thank you.